Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Ok, ca să ne mai trezim puțin, am să încep cu o glumă. Cei care au mai auzit-o, este una dintre glumele mele preferate. Și mă rog să, dacă ați mai auzit-o, vă rog să mă scuzați că o repet. Ce pățește un clujan pe care îl luăm de aici și îl trimitem la București și îl ținem acolo 10-15 ani? Ce pățește? Cum? Da. Se întoarce înapoi. Înainte de a se întoarce înapoi. Pe primul lucru, ce pățește? Păi începe să vorbească cu accent. Da. La fel, dacă e un bucureștean și l-aduci aici la Cluj și îl ții 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 luni, un an, 2, 3, ce se întâmplă? Păi începe și el să vorbească normal. Bun. Comunicarea în business. Mulțumesc pentru frumoasa prezentare. Am să încerc să abordez acest subiect prin prisma lucrurilor pe care le fac în momentul de față la compania pentru care lucrez. Și, da, vorbim despre social media, ce fac companiile, cum ar trebui să acționeze, ar trebui să acționeze sau nu. Și dacă acum câțiva ani discuția era în jurul topicului, ce facem? Ieșim pe rețele sociale, nu ne expunem prea mult, e bine sau nu e bine? Tipul de întrebări pe care companiile și le pun s-au schimbat. Nu mai este un nice to have, o chestie drăguță pe care poate ar trebui să o facem sau poate nu, ci este un must have. A devenit un must have pentru orice business să fie în social media. Și au apărut toate companiile și au făcut pagini, au început să adune followeri și au prezență în social media. Însă, fiind acolo, următoarea întrebare este ce faci? De ce ești acolo? Încotro te duci? În momentul de față sunt o grămadă de potențiale noi oportunități de business pe care acum câțiva ani de zile nu puteai să le adresezi. Însă faptul că cu o platformă de social media poți să adresezi ușor, repede și direct o plajă largă de potențial clienți, parteneri, te ajută să poți să începi să te gândești la multe alte lucruri. Băncile mai au viitor în această eră? Cum ar fi dacă începând de mâine, din contul tău de Facebook, Instagram sau orice, îți poți rezolva toate problemele legate de serviciile financiare? Cum ar fi? Și sunt companii care deja lucrează în această direcție, inclusiv compania la care lucrez eu. Următoarea idee. Ce credeți că este acolo? Customer service? Controlare aerian? Ceva de medicină. Mulțumesc, Cătălin. Este ceva de medicină. Este un centru de telemedicină, undeva în Canada, care supraveghează datele vitale a peste 300 de pacienți aflați în casele lor. Este un domeniu foarte controversat încă, telemedicina. Știm, doctorul via Skype pentru nevoi de bază și alte lucruri care se dezvoltă. În același timp, este un potențial imens de a fi în contact cu clienții tăi, cu prietenii tăi, cu partenerii tăi, cu pacienții tăi. Acum, trecând de la aceste idei și viitorul ne va spune până unde vor ajunge dezvoltările în acest domeniu, vreau să vă prezint trei trenduri pe care noi le luăm în considerare și prin care încercăm să creștem compania și să creștem business-ul mai departe. Și am o întrebare pentru voi, apropo de Facebook. Toată lumea are probabil cont de Facebook, corect? Care credeți că este grupa demografică ce are cea mai mare creștere în Facebook? Da. Corect. În momentul de față, cea mai mare creștere o are grupa de peste 60 de ani. Facebook a devenit relevant pentru cei de peste 60 de ani. Și se estimează că Facebook își va crește cota de piață cu 7.6%. Este un studiu, ca să dăm și cifre, fiind slide de business, a trebuit să pun și niște cifre.
cu 7,6% în următorul an. Ce înseamnă asta? Ok, date frumoase. Înseamnă ceva pentru noi. De ce ar trebui să fie relevanți domnii și doamnele de peste 60 de ani? Păi din două motive. Motivul numărul 1, ăștia au bani. Ăștia sunt ăia care au bani. Și dacă până acum compania ta considera că a fi pe Facebook este o chestie pe care o faci când ai millennials, de ăștia tineri, dar noi vindem astfel de produse, poate merită să investighezi cum ai putea capitaliza pe oamenii ăștia. La nivel mondial, grupa de vârstă de peste 60 de ani deține cea mai mare avuție. Și al doilea lucru foarte important. Ce mai au ăștia în afară de bani? Timp. Timp. Exact. Ăștia au timp. Și ca atare, dacă îți faci o strategie bună de a-i targeta, poate reușești să fii cu un pas înaintea competiției tale. Un alt trend interesant pe care noi l-am remarcat în companie și pe care încercăm să capitalizăm acum, este următorul. Social networking sau social messaging? Și aici am o întrebare. Când aveți un telefon, câți dintre voi folosiți telefonul așa și câți dintre voi îl folosiți așa? Prima sau a doua? Cel mai mult așa. Probabil folosim sistemele de social messaging de 2, 3, 4, 5, 10 ori mai mult decât a suna efectiv. Da? Telefon, obiect prin care poți să suni pe cineva. Este deja... Nu mai există așa ceva. Toată lumea folosește social messaging. Și, nu știu dacă știți, însă anul trecut, numărul de utilizatori de social messaging l-a egalat pe cel de utilizatori de social network. Este un canal care merită investigat. Și sunt câteva study cases foarte interesante în Asia, pe WeChat, cum au reușit să folosească canalele de social messaging pentru a genera bani. Un alt lucru pe care noi încercăm să-l utilizăm, și aici mă întorc la ce spunea Cătălin apropo de Google și Search. În momentul de față, deciziile nu se mai au pe baza search-urilor, ci pe baza a ce? În clipa în care vrei să mergi la un restaurant. Vii în Cluj, pe review-uri. Platformele de social networking devin noul search engine. Asta nu înseamnă că săracul Google o duce prost. O duce bine în continuare, nu vă speriați. Însă, obiceiurile de cumpărare și modul în care luăm decizia în clipa în care alegem ceva se schimbă. Nu mai facem un search, ok, găsim, vreau pantofi roșii, ci mă uit ce au scris prietenii mei despre pantofii aia roșii. Sau despre hainele pe care le promovează Cătălin sau oricine. Social networking devine noul search engine. Și în clipa în care reușești să îți promovezi produsele în așa fel încât oamenii să scrie de bine despre ele, șansa ca ele să ajungă la clientul tău sau la potențialul tău client crește. Însă, un alt pas de care trebuie să ții cont este cum ajunge mesajul la ei. Pentru că da, prima fază a social... Ok, am lămurit-o. Trebuie să fim acolo sau nu? Da, trebuie să fim. Ok, ne-am făcut corporate page, strângem cât de mulți follower putem, după aia încercăm să-i asasinăm cu diverse mesaje. Însă ce se întâmplă? O persoană normală își verifică telefonul mobil, Facebook și alte rețele sociale, undeva între 70 și 100 de ori pe zi. Se spune că userii de Android sunt undeva pe la 70 și ceva, cei care folosesc iOS folosesc un pic mai mult, se duc spre 100. De 100 de ori pe zi ne verificăm telefonul. Păi și atunci, în acea masă de mesaje pe care le primim, cum putem face ca mesajul companiei noastre să iasă în față? Să-l vadă. Nu să-l accepte, dar măcar să-l vadă. Și aici intervine discuția dintre profesional sau personal. Și este un debate foarte aprins în momentul de față, dacă este politically corect, dacă este corect să-ți transformi angajații în avocați ai business-ului tău. Există moduri bune de a face acest lucru și există moduri rele de a face acest lucru. Nu poți să forțezi pe cineva să devină avocatul tău. Nu poți să faci asta. În schimb, ce poți să faci? Dacă ai o cultură corectă în companie,
Dacă oamenii care vin în fiecare zi la muncă sunt cu tine acolo și cred în lucrurile pe care le faci, ei pot să devină avocatul tău. Și de curând citeam un exemplu, apropo de treaba asta, eu joc golf și urmăresc fenomenul de golf. Și în state au fost câteva falimente anul trecut a unor magazine care desfac astfel de produse. Iar unul dintre câștigătorii acestei crize a lor de acolo a fost un lanț care se numește Topgolf. Ce au făcut? Și-au înrolat cei 300 de angajați și le-au explicat ce se întâmplă în companie. Le-au explicat cât de greu este în piață și le-au explicat de ce fac ei lucrurile așa cum le fac. Întotdeauna vor să aibă produse de calitate, vor să ofere clienților alternative. Și i-au rugat, dacă și ei cred în aceste concepte, să posteze ce vor ei pe Facebook, pe Instagram, pe Twitter, pe ce vor ei legat de companie. 300 de angajați au postat. În două săptămâni, rata de like-uri a crescut cu 220%. A apărut efectul de multiplicare. Nu este un corporate site în care tu începi să te dai mare ca și companie, ci ai creat o cultură care împinge un crez. Și în clipa în care angajații tăi spun și cred în acel crez, este mult mai plauzibil, credibil și mai natural decât să postezi tu lucruri frumoase pe site-ul tău de corporație sau pe contul tău de corporație. Și deși știm cu toții că acest social media este canalul viitorului, acolo trebuie să fie, acolo trebuie să faci promovare, una dintre discrepanțele cele mai mari în momentul de față, în toate companiile la nivel mondial, este discrepanța dintre înțelegerea importanței acestui fenomen și ce fac companiile cu angajații lor. Într-un studiu pe care l-am citit de curând, 9 din 10 companii nu au niciun program, nu au nicio idee legată, training sau ceva legată de social media. 9 din 10 companii spun, da, e important, trebuie să facem asta, că altfel nu o să supraviețuim și nu fac nimic. Și nu fac nimic. De aceea, din punctul meu de vedere, este foarte important să începem în companii un proces de realfabetizare. Trebuie să învățăm cu toții să facem lucrurile diferit. Dacă știam să facem business până acum și știm principiile corecte, păi ar fi bine să învățăm alfabetul și limbajul prin care putem să ajungem la ai noștri dragi clienți. Pentru că vrem să facem business și puterea noastră este atât de mare pe cât o primim de la clienții noștri. Și dacă cu ajutorul social media se poate întâmpla asta, cu siguranță orice companie care va ști să folosească instrumentele de social media va putea să aibă succes. Mulțumesc!